George Zănoagă vorbește deschis despre starea de sănătate. Campionul RXF dezvăluie cum se simte după meciul cu Ian Sterp și spune totul despre problemele la ficat. George Zănoagă a fost la un pas să rateze meciul cu Ian Sterp. Medicul de familie nu a vrut, inițial, să-i dea adeverință să intre în cușcă, tocmai pentru că analizele sale nu erau tocmai bune. Luptătorul a avut dureri în zona ficatului, în asă a reușit să se trateze până la marea competiție. Sportivul a mărturisit că durerile de ficat l-au speriat, așa că a mers în cabinetul medicului ca să afle ce se întâmplă. Cu o săptămână și jumătate înainte m-am dus să-mi fac niște analize pentru că mă durea foarte tare ficatul și m-am speriat. Eu sincer, trebuia să iau adeverință medicală pentru a mă lupta în cușcă și medicul de familie nu voia să mi-o dea pentru că analizele nu erau tocmai ok. M-am dus și am făcut o perfuzie cu niște vitamine, cu niște arginină, hepatoprotectoare și așa mai departe și mi-am revenit puțin. Tocmai de aici și seriozitatea s-a oboseala mai mult și nici acum nu mi-am revenit. Mi se pare că a trecut foarte repede timpul după meci, a povestit George Zănoagă.